Furnicar, în gara de nord din capitală, sunt mulți turiști care au preferat trenurile spre munte pentru a scăpa de blocajele de pe DN1. Alții au umplut garniturile spre Moldova și sunt deja în drum spre casă sau spre destinațiile de vacanță. Încă de dimineață, peronele au devenit neîncăpătoare pentru călători și pentru bagajele acestora, CFR Călători a anunțat că în zilele cu trafic crescut din perioada sărbătorilor folosește capacitatea maximă de transport și suplimentează, în funcție de cerere, trenurile care circulă pe cele mai solicitate rute care conectează capitala cu orașele mari din principalele regiuni ale țării. Și în aeroporturi este aglomerație mare, sunt cozi uriașe la îmbarcare pentru că mulți români preferă să petreacă sărbătorile de iarnă în străinătate. Și la terminalul sosiri este lume multă, mulți români stabiliți în străinătate vin acum să-și petreacă Crăciunul acasă.